Bună seara, doamnelor și domnilor! Un atac cibernetic de proporții este anunțat pentru România în următoarele ore. Peste 300 de site-uri vor fi perturbate de hackerii de la Killnet, care au mai doborât deja câteva site-uri guvernamentale în urmă cu o zi, inclusiv site-ul Directoratului pentru Securitate Cibernetică. Totul după ce oficialii români au anunțat că țara noastră ar putea da arme Ucrainei. Și se apropie ziua victoriei în Rusia, iar experții se tem că Putin ar pregăti o mare mobilizare cu această ocazie și chiar ar putea declara lumii război pe motiv de nazism și pentru că țările libere trimit arme în Ucraina. Vom vorbi și despre hepatita misterioasă care atacă copiii. Mai multe voci încep să susțină că am putea avea de-a face chiar cu o armă biologică de proveniență rusească. Și vom vorbi și despre noul sezon turistic. Este nebunie deja la mare de 1 mai. Să începem însă cu atacurile care ar trebui să intimideze România, sute de site-uri așadar atacate de hackerii proruși. Mă prezint invitații mei din această seară, Silviu Sergiu, jurnalist. Bună seara! Bine ai venit, Silviu! De asemenea, Ciprian Purice, jurnalist. Bună seara, domnule Purice! Bună seara! Și îl salut și pe Mădălin Dumitru, expert în securitate cibernetică. Bună seara, domnule Dumitru! Bună seara, Hristos a înviat! Adevărat a înviat. Încep cu dumneavoastră așadar să ne explicați ce este cu aceste amenințări, cât de expuse sunt site-urile. În primul rând v-aș întreba de site-ul Directoratului pentru Securitate Cibernetică, pentru că a fost o surpriză să aflu că inclusiv acesta a fost atacat. Mă gândeam că directoratul tocmai cu asta se ocupă, să protejeze sau să avertizeze împotriva unor astfel de atacuri. Cât de gravă e situația? Din punctul meu de vedere nu este foarte gravă, însă este un semnal destul de important în ceea ce privește securitatea cibernetică. Aceste atacuri sunt menite să afecteze disponibilitatea site-urilor, deci practic nu funcționează site-urile. Ele sunt atacate cu foarte multe informații și la un moment dat devin indisponibile. Asta nu înseamnă că au fost extrase date sensibile sau că au fost compromise date secrete. Aceste atacuri, și aici aș vrea să fac o mențiune, aceste grupări care sunt autodeclarate pro-ruse, trebuie să avem destul de mare precauție când spunem că suntem atacați de către Rusia. Sunt niște grupări de infractori cibernetici, de atacatori cibernetici care se autoproclamă pro-ruși. De asemenea, și cei de la Anonymous, care spun că sunt de la Anonymous România, trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că poate să fie niște indivizi din Nigeria care să susțină că sunt Anonymous România. În acest spațiu cibernetic, care este complet nereglementat și complet fără reguli, trebuie să avem precauție când spunem hackerii ruși sau hackerii români. Da, înțeleg că au fost revendicate de acești băieți, tocmai de asta vorbeam, dar ce vreau să vă mai întreb, domnule Dumitru, spuneți că nu există niciun risc ca să fie extrase informații secrete. Am văzut, în schimb, atunci când au fost atacate site-uri sau instituții din Rusia, am văzut foarte multe date sensibile făcute publice. De unde avem această certitudine că în România, de exemplu, n-ar putea să atace, nu că noi am avea toate astea stocate, bine mersi, la noi sunt în arhivă, pe hârtie și în dosarul cu șină, suntem în siguranță din punctul ăsta de vedere. Dar de unde avem certitudinea? Într-un război, vă rog. Într-un război cibernetic nu avem niciun fel de certitudine. Trebuie să știți că aceste atacuri cibernetice sunt direcționate către trei lucruri care pot fi afectate. Disponibilitatea serviciilor, integritatea datelor și confidențialitatea datelor. Disponibilitatea serviciilor înseamnă că serviciile web, site-urile, nu sunt disponibile, practic sunt picate site-urile. Integritatea datelor înseamnă că hackerii intră și modifică datele dintr-o bază de date și confidențialitatea datelor atunci când acestea sunt extrase, sunt furate. De data aceasta au fost afectate site-urile și disponibilitatea lor. Nu au mai funcționat site-urile. În alte tipuri de atacuri există, evident, posibilitatea să fie afectată confidențialitatea sau integritatea datelor. Aduc aminte că în Vinerea Mare România a fost supusă unui atac cibernetic de mare amploare către utilizatori, când au fost trimise foarte multe mesaje de tip SMS și care aveau un link pe care dacă dădeai click se infectau calculatoarele și telefoanele, dispozitivele utilizatorilor cu niște virus destul de periculoși, care erau programați să extragă date sensibile, date bancare, poze, lista de contacte și așa mai departe. Tot din operațiunea asta făceau parte și aceste SMS-uri?
E foarte greu de atribuit un atac cibernetic pentru că, v-am spus și cu alte ocazii, există posibilitatea să fie întreprins un atac dintr-o regiune, să fie parte niște site-uri pe alt continent și de acolo mai departe să fie atacată ținta finală. Deci este extrem de greu de atribuit un astfel de atac cibernetic. Ce este interesant însă este că pentru prima dată din cunoștințele pe care le am, când este revendicat un atac cibernetic asupra unor infrastructuri guvernamentale românești ale unei țări NATO și sunt revendicate de către o grupare așa zis pro-rusă. Asta este un detaliu destul de important și de reținut. Domnule Purice, ce e asta? E un avertisment pentru România să stea departe de orice operațiune în Ucraina, să nu ajute Ucraina cu arme? Am mai discutat despre asta, ce arme trimite România? O să vedem. Ce să trimită să Românele și Hristos a înviat? Adevărat a înviat, da. Ce să trimită România? Miguri care cad singure și tancuri care nu pornesc? N-avem ce armament să trimitem. Acest atac al hackerilor ruși care... Hackerii ruși n-au fost nici măcar așa insinuați, acceptați de Moscova sau de Kremlin, deci sunt complet așa independenți de orice structură statală a Federației Ruse. Cu atacul lor de săptămâna asta, mie mai degrabă îmi spune o imagine a neputinței. Pentru că una este să ataci niște site-uri de PR, de prezentare, chiar și site-ul Guvernului României. E un site care ne spune cine e ministru, cine e prim-ministru. Și alta asta e să faci inaccesibil o zi, două. Da, și alta e să vii cu niște documente confidențiale, ca să nu le spunem secret. Adică, de exemplu, un mare succes ar fi fost să ne dezvăluie, nu știu, CNP-ul primului ministru. Și atunci, într-adevăr, era un risc de securitate națională că, uite, niște hacker ruși au descoperit CNP-ul sau buletinul, poza buletinului primului ministru, ca să nu intrăm în zona, să-i spunem așa, poze din costum de baie de la mare, da, de pe telefonul mobil. Faptul că n-au reușit acest lucru și s-au limitat la niște site-uri de prezentare, mie mi-arată o neputință a acestor hacker de la Killnet, un nume englezesc, deci nici de cum rusesc, da? În a ataca structuri sau infrastructură cibernetică critică din țara noastră, ceea ce înseamnă că stăm bine. Pe de altă parte, că trebuie spus asta, când tu ești Directoratul Național de Securitate Cibernetică, când tu ești Partidul Social Democrat din România, adică cel mai mare partid la guvernare, înțelegem că pe site-urile tale nu ai informații grele sau sensibile, dar ai zero securitate cibernetică, asta sau la Guvernul României, că și site-ul gov.ro a picat. Bine, dar cele mai mari pretenții le ai de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Este o chestiune de imagine, de brand. Adică, uite, le-am dat posibilitatea rușilor să se laude cu faptul că au pus pe butu site-ul Guvernului României. Respect, înțelegem că acolo nu sunt informații grave sau sensibile, dar nici nu poate fi complet descoperit în fața unui atac cibernetic din perspectiva imaginii. Și asta ne-a făcut rău. Repet, pe lângă site-ul Guvernului și site-ul PSD-ului. Nu se poate așa la un prim flot, că și cine are câteva cunoștințe din domeniu înțelege că atacul n-a fost unul așa foarte sofisticat. Pur și simplu au flodat adresa, adică au făcut ca și cum câteva milioane de utilizatori din lumea asta ar fi accesat instantaneu PSD.ro. Și atunci automat că site-ul a crăpat. Deci nu este un atac foarte ingenios, e bine, dar minimal. Bine, un avertisment pentru ceva mai interesant care urmează. Nu cred, pentru că în paralel cu atacul, acest atac, și poate o să discutăm ulterior, Rusia dă semnale că e pregătită să recunoască Transnistria de 9 mai. O recunoaștere a Transnistriei de către Federația Rusă înseamnă încheierea conflictului înghețat din Republica Moldova, ceea ce deschide o serie întreagă de oportunități. Silviu Sergiu, cum e cu atacul ăsta cibernetic? Crezi că o să se sperie oficialii noștri care și așa dădeau din colț în colț, nu prea voiau să-și asume că ar trimite sau nu ar trimite ceva în Ucraina? Eu l-aș întreba, înainte să exprim un punct de vedere, l-aș întreba pe domnul Mădălin Dumitru, care e specialist, eu nu sunt specialist, l-aș întreba dacă acest atac de tip DDoS e un atac elaborat sau, așa cum spunea colegul meu de platou, nu e o mare filozofie cu inundarea unui site cu utilizatori. Adică, și senzația mea este că acești băieți de la Killnet poate nu pot mai mult sau n-au dat dovadă de foarte multă ingeniozitate și pricepere. Dar poate nu e așa. Da, vreau să vă întreb pe dumneavoastră.
sigur. Aceste atacuri de tip distributed denial of service pot fi efectuate fie prin calculatoare care în prealabil au fost infectate cu luni, ani înainte, fie poate fi cumpărat un serviciu de acest fel din zona dark web și pot să vă spun că cu $1000 pot să închiriezi o rețea de calculatoare infectate și cu care să efectuezi acest tip de atac. Nu este greu de întreprins un astfel de atac. Atacurile foarte sofisticate sunt de tip APT, Advanced Persistent Threat. Acestea sunt într-adevăr niște atacuri unde e nevoie de capabilități ofensive avansate, unde sunt viruși care sunt creați ca să nu fie detectați de sistemele de protecție. Nu este vorba despre așa ceva în momentul de față. În România știu că au fost atacuri de tip ransomware mult mai serioase, adică au blocat activitatea unor spitale, că știu că informa SRI-ul prin comunicate de presă că au fost probleme mari, nu au avut acces la fișele de pacienți, adică niște... Și acum spitalele sunt țintă, și spitale de stat și spitale private, înțeleg, ca și trusturi de presă, instituții guvernamentale. O să vă spun ceva care probabil poate să supere. Sistemele informatice ale companiilor și ale instituțiilor nu stau foarte bine din punct de vedere al securității cibernetice. Prezintă vulnerabilități care trebuie identificate și remediate. Dar aveți dreptate, atacurile de tip ransomware sunt mult mai periculoase și acestea vin să afecteze disponibilitatea serviciilor, câteodată să blocheze activitatea fabricilor, companiilor, spitalelor, cum menționați mai departe, și sunt mult, mult mai periculoase decât aceste atacuri de tip DDoS, care sunt temporare și care vizează... Bun, dar ce amestecau spitalele și toate astea în războiul cu Ucraina? De ce ar vrea să blocheze toată această informație? Păi ca să creezi niște probleme în țara agresoare, dinamică. N-au ce altceva ataca, că dacă, uite, eu și cu Silviu ne-am supărat și am pune câte 500-500 de euro, am putea ataca site-ul Kremlinului, după care să facem amenințări și revendicări la adresa Rusiei. Ăsta e atacul ăsta, adică nu e ceva foarte sofisticat, nu este o acțiune concentrată. Deci, concluzia este că nu ar trebui să ne speriem foarte tare și cei care se uită la noi trebuie să înțeleagă că până la urmă face parte din joc, dacă putem spune așa, denumi așa un război, și că există o componentă de relații publice foarte mare în spatele acestor atacuri cibernetice, că și Anonymous și Killnet și aceste grupări care până la urmă nu sunt asumate, nu sunt entități statale, pentru că Rusia are o fabrică de troli la Sankt Petersburg cu câteva mii de oameni care lucrează acolo și fac treabă bună. Adică nu știu dacă Killnet e probabil o grupare de hackeri care îi sprijină și așa mai departe. Eu cred că este doar un câmp de joacă al acestor hackeri și de fiecare dată găsesc o nouă oportunitate, o exploatează în numele unor diverse... Adică noi am avut scandalul Cambridge Analytica, despre care ați aflat cu toții, cu siguranță. Deci acolo au lucrat și trolii din Sankt Petersburg, au făcut profiling, au luat date de pe Facebook prin intermediul unor aplicații, au făcut profilurile alegătorilor, opțiunile, s-au implicat în Brexit și au influențat rezultatul Brexitului, da? S-au implicat în alegerile din Statele Unite cu mesaje și de o parte și de alta baricade, adică dădeau mesaje și către electoratul democrat și către electoratul republican. Dar oamenii ar putea să interpreteze, asta nu înseamnă, iată, devenim țintă pentru Rusia. Știi asta nu înseamnă că trebuie să fim relaxați și nu înseamnă că domnul Mădălin Dumitru nu are dreptate când spune că securitatea cibernetică acestor instituții este o rușine națională. Și poate înțelege. Adică, dar de ce n-avem IT și... Asta e opinia mea. Asta e opinia mea ca om care a mai scris și de zona asta. Vă rog. Dacă îmi dați voi, nu aș spune că este o rușine, este loc de îmbunătățire. Trebuie ranforsate măsurile de securitate cibernetică, având în vedere că suntem într-un război în care componenta cibernetică joacă un rol foarte important. Și v-aș supune atenției o observație pe care, de fapt o întrebare pe care am primit-o zilele acestea, dacă nu cumva fiind revendicat acest atac cibernetic de către o grupare așa zisă pro-rusă, nu cumva se activează articolul 5 al NATO. Și am spus că în primul rând trebuie să fim siguri că într-adevăr este asumată de către Rusia și
răspunsul pe care NATO ar trebui să-l dea în cazul unei astfel de situații ar fi tot un atac cibernetic. Adică să răspundă adică cu pe măsură. Nu am putea dar nu putem activa totuși articolul 5 să răspundem militar, să punem trupele în stare de alertă. Eu cred că lucrurile sunt un pic mai simple și mai așa din zona noastră mioritică. Pur și simplu PSD-ul și site-ul guvernului și toate sunt site-uri de 300 de euro ca și arhitectură. N-au niciun fel de protecție, adică cu alte 300 de euro pe lună probabil și-au fi avut super securitate cibernetică. Și acum înțelegem de ce în celebrul cloud guvernamental despre care discutam de UNES e necesară prezența serviciilor și a SRI-ului. Pentru că în acel cloud guvernamental, vă dați seama că am fi de râsul întregii lumi dacă hackerii de la Killnet ar sparge cloud-ul guvernamental. Ar fi de gravitate extremă, exact. Adică să pună mâna pe niște date sensibile. Da, adică de asta e nevoie, pentru că până la urmă acum ce constatăm? Dacă ei singuri nu au grijă de propriile site-uri, atunci apelăm la specialiștii din servicii ca să ne apere site-urile oficiale ale instituțiilor. Ca și să acum și mediul privat poate să oferă niște soluții, dar până la urmă trebuie cineva să se ocupe de aspectele astea, pentru că mi se pare că această chestiune e lăsată de foarte multe ori la coada clasamentului. Și vreau să vă mai dau un exemplu foarte scurt. Eu am scris un articol săptămâna aceasta pentru Newsic despre cum eșuează statul român să închidă site-urile de propagandă rusească. E o mică paranteză pe care o fac. Deci în momentul de față, DNSC-ul nu face analiză de conținut. El propune ANCOM-ului închiderea unor site-uri pe baza din rațiuni tehnice. Deci se uită la IP-uri, dacă IP-urile alea au avut legătură cu Rusia, cu nu știu ce. Da? Sau dacă au mai fost implicate în astea atacuri. Și un site cum este veștidinrusia.ro, da, pe care îl poți citi în România, bine mersi, și care are domeniul registrat aici, serverele sunt aici și așa, scrie ce îi trece prin cap numai propagandă rusească. Și eu am făcut o întâmpinare către DNSC și am întrebat, domnule, ce se întâmplă cu chestia asta? Am înțeles, ați închis Sputnik, ați închis, da, cu site-ul ăsta. Noi avem mâinile legate. Răspunsul a fost că noi nu facem analiză de conținut și... Cine face analiză de conținut? Păi cine face? Comisia Europeană a dat o directivă care înțeleg că nu a fost tradusă foarte precis instituțiilor din România, sau cel puțin așa pare, pentru că nu au niște concluzii clare. Da. Bun, o ultimă întrebare, domnule Dumitru. Există posibilitatea să se apere cumva aceste instituții care sunt pe lista neagră, aceste trusuri de presă, spitale și ce mai vizează băieții ăștia de la Killnet? Da, există loc de îmbunătățire și de întărirea securității cibernetice și este un lucru pe care trebuie să-l facem imediat. Aș face o mențiune și v-aș spune că în ultimii 15 ani de activitate în cadrul companiei pe care o conduc, 98% din sistemele informatice pe care le-am testat, vorbim aici de companii, au prezentat vulnerabilități critice. Deci în 98% din situații, din site-uri, infrastructuri testate, 98% dintre ele prezentau vulnerabilități critice. Asta ne arată că există și trebuie să luăm măsuri de securizare a companiilor, a instituțiilor, pentru că și trebuie alocate și bugete în acest sens, pentru că nu mai e de glumă. Și aș face o mențiune, chiar și utilizatorii, persoane fizice, ar trebui să fie foarte atente la acest aspect, pentru că s-au digitalizat în ultima vreme și nu mai e de glumă. Unii folosesc Internet of Things, da, au aparatură electrocasnică legată la rețeaua wireless și așa mai departe. Ei pot fi vulnerabili. Așa este, aveți dreptate. Ei pot fi vulnerabili întotdeauna față de un atac. Gândiți-vă că îi programează cineva din exterior cuptorul să se aprindă când nu e acasă. Adică e complicat. Sau poate e dezgat să fugi din loc. Noi la nivel național trebuie și populația trebuie să fie conștientă că suntem graniță NATO și suntem o țară avizată de atacuri cibernetice și noi, ca indivizi, fiecare dintre noi trebuie să fim în cunoștință de cauză și să fim circumspecți atât când cât consumăm materiale și știri din presa online și ce informații ne luăm inclusiv de pe Facebook, cum ne comportăm cu dispozitivele noastre mobile, câtă seriozitate avem în utilizarea acestora și
să trecem totul prin filtrul minții, pentru că fiecare dintre noi este la rândul lui responsabil pentru securitatea noastră a spațiului cibernetic. Avantajul este că, că firmele care asigură securitate cibernetică oferă niște pachete destul de ok din punctul ăsta de vedere. Adică dacă îți cumperi un antivirus și îți mai iei și un VPN și mai ai niște servicii în plus de protecție, lucrurile sunt safe. Una peste alta. Și aș mai adăuga ceva la ceea ce a spus dumneavoastră, testarea din punct de vedere al securității. Noi asta facem, testăm infrastructurile, identificăm vulnerabilitățile și dăm soluții de remediere. Nu ai cum să știi cum stai din punct de vedere al securității dacă nu faci un test și nu faci o analiză cibernetică să vezi cum te situezi. Mulțumesc foarte mult, Mădălin Dumitru, pentru această intervenție. O să vedem ce se va întâmpla cu aceste site-uri în perioada următoare. Să trecem la următorul subiect. Se apropie data de 9 mai, ziua victoriei în Rusia. Ciprian Purice, spuneai mai devreme că ar putea anunța recunoașterea autonomiei Transnistriei. Foarte interesant. Mai este o opinie, iată ce spune ministrul apărării din Marea Britanie. Putin ar putea anunța la data de 9 mai o mobilizare în masă a rezervelor pentru un război împotriva naziștilor din toată lumea. Haideți să vedem declarația și apoi intrăm în dialog și cu domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă, imediat. Один с арматы и все. Были британские острова, нет Но британских. Но мы же серьезные люди. Не, а вот я и серьезно и говорю. Ну слушайте, они нас обвиняют, государство террористов. Так Британия тоже располагает ядерным вооружением, Алексей Александрович. We've seen a number of statements from Putin recently about, you know, this is becoming a war, this is a proxy war, which it isn't, this is, you know, everyone, you know, Nazis are everywhere, basically. There's not just in Ukraine, the NATO is full of Nazis. And I think what he's going to try and do is he's going to move from his quote-unquote special operation. He's been rolling the pitch or, you know, laying the ground for being able to say, look, this is now a war against Nazis. And what I need is more people. I need more Russian cannon fodder. Da, o poziție foarte interesantă. Mai devreme ați văzut și o dezbatere de la televiziunea rusă în care moderatorii și invitații vorbeau despre cum ar putea să lovească Rusia cu rachete nucleare în 200 de secunde Berlin, Paris sau Londra. O dezbatere... Uitați-vă, despre asta vorbesc acești oameni la televiziune, pentru publicul lor, dacă așa ceva poate fi acceptabil, numai să pui în discuție despre subiecte despre un război nuclear care ar duce la decimarea practică a lumii. Bună seara, domnule general, Virgil Bălăceanu, așadar. Bună seara. Care e părerea dumneavoastră? Ce ar putea să se întâmple pe data de 9 mai? Să escaladeze acest conflict pentru că Vladimir Putin nu are la ora asta niciun fel de victorie să o prezinte rușilor și e puțin probabil să se mai întâmple minuni până pe data de 9 mai? Sau pur și simplu să declare război lumii și să intrăm așa într-o era extrem de sângeroasă? Să nu uităm istoria, nu? 9 mai reprezintă ziua victoriei națiunilor unite împotriva mașinii de război naziste. Este un simbol pe care Europa trebuie să-l păstreze. Și dacă vorbim de zile aniversare, să pornim și de la aniversările din România. Ieri a fost ziua veteranilor de război. Noi trebuie să conștientizăm că trebuie să apreciem luptătorii, mai ales orientați înspre est. Vorbim de veteranii de război, vorbim de august 1968, vorbim de decembrie 89, când război informațional a aparținut URSS, vorbim de actualul război din Ucraina. Este o problemă de percepție istorică și a modului în care privim, în general, societatea românească, rezistența noastră, reziliența, cum se spune în strategia de securitate națională, apropo și de subiectele abordate anterior, și cum știm să ne respectăm trecutul, prezentul, cu încredere în viitor. Păi acum astăzi, un veteran prim-ministru. Ziua logisticii, ziua cimicului, lucruri care nu par interesante, dar sunt esențiale. Vă dau două exemple. Infanteria pentru invazie a însemnat structurile de bază. Grupurile de luptă care au fost create pentru a îndeplini o misiune de invazie
au fost create pe structura unor batalioane de infanterie. În continuare se fac calcule în zona de sud-est a Ucrainei, zona absolut centru de greutate pentru tot ceea ce va însemna evoluția în viitor, inclusiv privind sud-vestul Ucrainei, vezi o anumită conectivitate cu Transnistria, pe asemenea structuri. Deci, de multe ori, trebuie să plecăm de la o realitate, trebuie să apreciem o realitate a armatei române, activă și în rezervă, pentru că drepturile rezerviștilor încă nu sunt rezolvate. Încercăm un dialog de mult timp cu domnul prim-ministru, trebuia să fie în 24 februarie. E rezervist, dar dumneavoastră. Exact, e general. Domnul prim-ministru e general, ar trebui să nu vă... Nu atacați din punctul acesta de vedere, pentru că deciziile sunt mai complexe. Dar, domnule general... Dați-mi voie să-mi rostesc discursul, pentru că el ține de ceea ce înseamnă o realitate. Dacă trecem în partea cealaltă, între un atac nuclear strategic și un atac cibernetic, cel pe care l-ați menționat, care n-a fost nici de cum un atac cibernetic, ci a fost o infestare de solicitări și o blocare a unor servere, iar noi dezbatem problematica respectivă ca și cum România este în pragul unui colaps. Noi ne creăm mental, psihologic, propriile vulnerabilități. Noi trăim aici în România într-o psihoză a războiului, cu toate vulnerabilitățile legate de război, fără să avem o percepție mai bună a psihologiei apărării. Este nevoie de ea. La nivelul psihologiei colective, un asemenea lucru îl realizează împreună spectrul politic, media, instituțiile statului și mai departe. Abordarea aceasta cu apărarea poate că nu există, pentru că deocamdată nimeni nu se gândește că noi o să fim loviți de ceva, de vreo rachetă, nu? Ne temem Psihologia apărării înseamnă și a avea încredere, asta nu înseamnă să fie o încredere noarbă, în ceea ce înseamnă instituțiile, abilitate și ceea ce au ele în competență, dar și în posibilitatea de realizare ca apărare cibernetică. Da, da, asta e problema instituțiilor, că oamenii n-au încredere. Numai o secundă, domnule general, am mai multe întrebări, timpul este limitat, am și invitat aici în platou Ciprian Purice. Cum vezi avertismentul ăsta al celor din Marea Britanie, care urma o mobilizare generală la 9 mai, pentru că are nevoie de mai mulți oameni? Deja am văzut că caută luptători Putin și le-ar da familiilor celor care ar muri în luptă 5 milioane de ruble, din câte am înțeles. Ce ar urma să se întâmple? E posibil să escaladeze, să declare război tuturor naziștilor din NATO și din lume? Închipuiți, firește! Acum, dacă nu citim doar retorica sau propaganda ucraineană referitoare la acest război și căutăm și surse independente, cum sunt și cele britanice sau cele franțuzești sau altele, vom observa că armata Federației Ruse gestionează, cum spunea și domnul general, gestionează destul de bine frontul din estul Ucrainei. Deci nu ar exista motivul pentru care să vii cu resurse suplimentare umane, da? Civile, că asta înseamnă mobilizarea, pentru un front pe care îl gestionezi destul de bine. Doi, tehnica militară implicată în conflictul în Ucraina, cam de o săptămână, narativul rusesc ne spune că am intrat în faza a doua a exercițiului militar, operațiunii militare speciale, cum îi spun ei. Asta înseamnă că, eu asta am înțeles, s-a terminat cu spectacolul, s-a terminat cu joacă, intrăm în chestiuni concrete. Informațiile referitoare la tehnica militară rusească de până la acest conflict ne spuneau că ele sunt destul de avansate. Deci nu ar exista un fundament pentru a face un desant în Ucraina în condițiile în care tehnică militară superioară au, sau cel puțin egală cu cea NATO furnizată ucrainienilor, structură militară umană corespunzătoare, cred că au. Ar vrea să intre în război cu toți naziștii lumii. Păi poate nu prea, că în legătură cu asta. Până acum nu am auzit să fie naziști în Indonezia sau în China sau în România. Adică NATO doar, e plin de naziști. Nu neapărat. Mai degrabă, eu cred că ei caută o justificare pentru faptul că n-au reușit niște victorii așa răsunătoare până la data 9 mai, când are loc celebra defilare de la Moscova. Și atunci își caută... Și ar fi o victorie, recunoaște, Transnistriei, și faptul că au control în Domn,
Donbass ar fi suficient? Nu, recunoașterile astea istorice se fac cu ocazia datelor istorice. Și atunci, probabil, de 9 mai, în paralel cu ce fac ei în Ucraina, probabil să gândești și la Transnistria. Aici e un detaliu de spus, că văd că se face similitudinea Donbass-Transnistria. Păi e suficient să ne uităm pe harta lumii, pe harta de aici de lângă noi și să vedem că rușii n-au cum să ajungă în Transnistria. Poate doar dacă s-apă vreun tunel care să plece de la Moscova și să iasă la Tiraspol. Că altfel n-au cale de a ajuns în Transnistria. Ei n-au de ce să invadeze Transnistria, că sunt deja acolo, adică au invadat-o acum 30 de ani. Deci nu există comparația Donbass-Transnistria sub nicio formă. Dimpotrivă, acest conflict înghețat a devenit în contextul conflictului din Ucraina o problemă pentru Moscova. Și de asta ei vor să o închidă, recunoscând independența Transnistriei, și aici și autoritățile de la Chișinău trebuie să recunoască că Transnistria n-a fost niciodată pământ românesc. Este un produs eminamente sovietic, menit să creeze probleme. Bun, ar fi o soluție și pentru Republica Moldova să scape de această problemă, de conflictul ăsta înghețat pe teritoriul ei, ca să poată intra în NATO, în UE și așa și mai să departe. Se unească cu România. Asta dacă vor, înțeleg că se poate. Se vrea. E un prilej unic. Bun, a existat o informație oficială legată de 9 mai și de Transnistria sau e doar o speculație pe care se o... discută la Chișinău. Se discută la Chișinău. Da, dovadă că și autoproclamatul guvernator al Transnistriei de la Tiraspol încearcă negocieri de pace după recentele negocieri. Adică ei nu sunt avantajați de niciun conflict acolo, pentru că sunt ca în clește. De o parte e Ucraina, care e foarte nervoasă și abia așteaptă să le dea o replică rușilor. De partea cealaltă e Basarabia, care a ajutat-o de România la fel. Poate... Acum, eu sunt perfect de acord cu domnul general Bălăceanu că nu trebuie să ne panicăm și trebuie să gestionăm foarte responsabil toate informațiile care ne trec prin mână. Și cred că în prima parte a emisiunii am făcut-o, pentru că și eu și Lucian am spus că nu trebuie să ne speriem prea tare de hackerii de la Killnet. Deci, din punctul ăsta de vedere, domnule general, să știți că ne-am făcut temele. Doi, pornim de la declarațiile celebrului general de acum câteva zile rus, îmi scapă numele, cer scuze, cu R, care spunea că planul pentru obiectivele Rusiei, militare ale Rusiei, înseamnă Donbass. Și acolo, chiar dacă o gestionează bine, mai au destul de multe probleme și o contraofensivă destul de serioasă din partea Ucrainei. Înseamnă sudul Ucrainei, da? Și aici chestiunea Mariupol încă e 95% rezolvată. Mai sunt 5% cei blocați în Azovstal. Combinatul Azovstal, da. Și înseamnă crearea unei legături de la... din sudul Ucrainei, de la Odessa cu Transnistria, da? Această legătură presupune ca Rusia să cucerească Odessa, care, mă rog, a fost, e un oraș doar atacat cu câteva rachete, le-au trimis câteva rachete ca să-i testeze, probabil. Da, dar întrebarea și... era dacă ce se va întâmpla pe 9 mai? Ce victorie va prezenta rușilor și dacă e posibil să escaladeze conflictul ăsta, pentru că americanii Putin are o mare problemă. Putin are o mare problemă inclusiv de efective militare. Are nevoie, pentru a-și duce niște planuri la bun sfârșit, de planurile astea despre care vorbim acum, are nevoie să recruteze. S-a închis deja un ciclu de soldați care ar trebui să vină alții din urmă și să-i schimbe. Și, din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că Rusia e interesată să închidă problema transnistreană. Eu nu cred. Dacă ne uităm la planul COSAC, planul COSAC e gândit în sensul unei federalizări a Republicii Moldova, în care Transnistria să fie una dintre provincii și să aibă drept de vot, de veto, la aderarea țării la NATO și la UE. Bun. Deci eu cred că Transnistria, așa cum e ea acum și cu trupe rusești acolo, e mult mai folositoare Rusiei pentru a destabiliza, împreună cu unitatea administrativ-teritorială Găgăuzia, care ați văzut ce agitație când a fost interzis să celebra panglică cu Sfântul Gheorghe s-a produs pe acolo. Deci astea două entități sunt mult mai folositoare și Rusia e mult mai interesată de păstrarea statu quo-ului. Deci cu un amendament. Nu mai suntem în logica de dinainte de 24 februarie.
Astăzi, dacă autoritățile de la Chișinău, sprijinite informal, să spunem, de autoritățile la București, se enervează pe Tiraspol, în 48 de ore, sunt indulgent, nu mai există regiunea transnistreană. Deci nu mai există. Au 2000 de soldați care, nu, atenție, nu sunt soldați ruși. Acolo ofițerii sunt foști ruși, restul sunt soldați transnistreni angajați cu contract de muncă pentru că de 30 de ani au mai ieșit la pensie dintre ruși sau mai însurat acolo. Da, dar acolo. E și armata rusă acolo și dacă numai moare... Nu mai e, 2000. 2000. Da, dar dacă deci... moare vreun rus... Și cum ajung moare acolo? Vreun... Și cum ajung acolo? Hai să ne uităm pe hartă. Cum ajung acolo? Pe aer nu se poate că e antieriană ucraineană. Pe mare nu se poate că Odessa e baricadată. Cum ajung în Transnistria? Deci, că... Ne apropiem de pauza de publicitate. Concluzia, domnilor, mai este această amenințare nucleară, mai este de temut? Nadia, e mult PR. Deci Putin nu e în stare să se lupte cu Ucraina. Despre ce vorbim? Nu deci, e în stare pe, în convențional deci, sau după... Păi, după da, fiecare mare putere, fiecare mare putere are în momentul de față arme nucleare capabile să distrugă tot ce vor ele. Deci nu numai Rusia are. Bine, Rusia are și rachete intercontinentale, da? Celebrele Satan 2, da? Pe care dacă le-a trimis, s-a terminat. Ajung în America și asta e. Dar își permite Putin să facă mișcarea asta? Păi asta ar însemna haosul și sfârșitul Rusiei, în primul rând. Și al pentru, că... pentru că nici da, americanii e nu ar... Deci, oricât de paradoxal ar suna, arma atomică a fost un garant al păcii după al doilea război mondial și am avut 70 de ani de pace pentru că a existat principiul distrugerii totale garantat de această armă atomică care le-a făcut pe marile puteri să nu se mai angajeze în conflicte de mare amploare. Eu aș tinde să cred că acest conflict din Ucraina are o foarte mare doză de propagandă, într-o parte sau în alta. Cred că ambele părți, atât partea ucraineană cât și partea rusă, gestionează destul de bine lupta, tactic vorbind. Partea ucraineană e sprijinită de infrastructură militară NATO, de tehnică NATO. Partea rusească la fel, să nu credem imaginile alea în care tancul era tractat de tractor, imagini de prin 2014, adică nu au legătură, dar acolo chiar avem de-a face cu un conflict. Pe de altă parte, am aflat din surse destul de sigure că în jurul, că de asta au și abandonat rușii Chievul. Chievul a fost baricadat cu șanțuri, cu arici dintre aia antitank băgați în ciment, efectiv. Adică acolo e o întreagă... Ca să nu treacă tancurile, să nu treacă tancurile și rușii au înțeles că le e foarte greu să atace Chievul în acest fel și de asta s-au retras. Dar avem un conflict în adevăratul sens al cuvântului. Pe de altă parte, geopolitic vorbind, faptul că Putin a reacționat în momentul în care Ucraina a făcut pași către NATO înseamnă că aia a fost linia lui roșie. Deci, granița dintre lumea occidentală și lumea estică, slavă, rusească, ziceți-i cum vreți, este în Ucraina. Nu este nici pe Prut, nici pe Nistru. Da, dar dacă americanii trimit armament de 33 de miliarde... Încă nu s-a decis. Nu s-a decis, dar s-a propus. 33 de miliarde, mi se pare cred că e un spectacol. Eu cred că e un spectacol. Absolut amețitoare. Cred că e un spectacol. Înseamnă că Rusia n-are cum să câștige acest război. Dar nici nu cred că și-a propus să câștige. Rusia păi... și-a propus să dea o lecție. Rusia a vrut să dea o lecție și de asta ei invocă acest narativ al naziștilor. Da? Aduceți-vă aminte că la summitul NATO din 2008, de aici de la București, da? Nu era programat să vină Putin. Da? Dintr-o dată, când pe agenda lucrărilor summitului NATO a apărut aderarea Georgiei și Ucrainei la NATO, instantaneu Putin a întors aeronava prezidențială și a venit la București tocmai ca să închidă acest subiect. Nu aveau ce să caute Ucraina și Georgia. Trebuie să luăm publicitate, luăm o scurtă pauză și apoi să vorbim despre această hepatită misterioasă care lovește copiii, pentru că sunt o felul de informații, dar acum luați-le cu titlul așa de inventar, să zic. Sunt anumite voci care spun că ar putea fi vorba despre o armă biologică. Așa să fie oare? Discutăm după pauză. Vorbim în continuare despre această hepatită misterioasă la copii, doamnelor și domnilor. Avem deja 5 cazuri. La nivel planetar sunt 200 de cazuri. 17 copii au avut nevoie de transplant. Este o hepatită care a ridicat multe semne de întrebare pentru că nu i s-a determinat cauza. Virusii care provoacă în mod obișnuit hepatita A, B, C, D, E
nu au fost identificați în aceste cazuri. Și atunci au început tot felul de speculații, deși cercetătorii americani au spus că un adenovirus ar fi de fapt vinovat pentru acest fel de hepatită. Sunt voci care spun că ar putea fi vorba și despre o bombă biologică, pentru că tot am discutat de-a lungul timpului despre și aceste arme biologice. Ciprian Purice, crezi că e posibil așa ceva, ca să apară inclusiv genul acesta de atacuri biologice, dacă vorbim despre atacuri cibernetice? Am putea, bine mersi, să vorbim și despre atacuri biologice. Păi, acum n-aș vrea eu să fiu avocatul diavolului, dar doamna adjunct al secretarului sau secretarul de stat, Victoria Nuland, a recunoscut în Congresul Statelor Unite existența laboratoarelor de cercetare biologică pe teritoriul Ucrainei. Coroborând această declarație a înaltului oficial american cu declarațiile de la Moscova, care ne-au spus că pe teritoriul Ucrainei, în aceste laboratoare, s-au creat arme biologice, atunci putem specula. Pentru că nimeni nu a infirmat vehement faptul că pe teritoriul ucrainean nu s-a dezvoltat arme biologice. Mai mult decât atât, cei de la Moscova vin și spun că COVID-19, pesta porcină africană, pe care nouă ne-a decimat efectivele de porci în urmă cu 2 ani și nu ne explicam de ce, de unde vine. Probabil venea din Delta Dunării, de pe acolo de undeva. Am putea specula. Mai mult decât atât, autoritățile din România nu vin să ne dea explicații concrete. Și atunci când statul nu explică despre ce e vorba cu această nouă boală la copii, noi avem tot dreptul să speculăm. Eu mă rog și sper, având 2 copii, să fie un accident, să fie o întâmplare, să fie o evoluție pur și simplu naturală, nici de cum de intervenția omului. Pentru că dacă s-a ajuns la așa ceva, înseamnă că chiar nu mai avem scăpare. Da, dar nu putem exclude cu totul, pentru că vedem cu ce ne confruntăm. Inclusiv COVID-ul acesta a fost un virus, nu-i așa? Au fost multe speculații, nu putem să spunem nici că a fost creat în laborator, nici că a apărut din natură, așa, dintr-o dată. L-am gestionat cu toții cum am putut. Cred că a fost scăpat din laborator. A fost scăpat, dar una este COVID-ul. În momentul în care ai o boală care țintește copiii, care ne sunt cel mai de preț lucru, înseamnă că deja s-a depășit orice limită și dacă cineva a proiectat așa ceva și a premeditat așa ceva, înseamnă că, sincer, omenirea are o mare, mare problemă. Da, e o problemă mai gravă decât ne puteam imagina. Ar putea fi depistată o asemenea armă, de exemplu, Silviu Sergiu? Există instrumente pentru a depista oare dacă în mod normal, încă o dată, sub rezerva faptului că sunt novice în zona... Da, pe acest subiect. Dar cred că niște specialiști, niște biologi, ar putea să, niște geneticieni, dacă vreți, ar putea să vadă dacă e vorba de un virus obținut în laborator sau e un virus creat pe cale naturală. Cred că s-ar putea face asta. Și crezi că adică cel curajul puțin, să spună? Cel puțin, nu. Cel puțin la COVID am înțeles din dezbaterile și citind anumite publicații de medicină internaționale că se poate face această... Dar e greu de atribuit. Adică nu știu. Doar statele pot veni la un moment dat cu o astfel de informare. Da? Un stat puternic, care are niște resurse de cercetare serioase și care poate lua acest virus, îl poate secvențializa, cum se spune, și pot vedea ce e acolo, ce e în spate. Dar acum eu nu m-aș grăbi să intru foarte, foarte mult în discuția. Desigur că nu putem exclude, pentru că e un context absolut problematic și periculos. Dar uitându-mă așa la zona de răspândire, mi-e un pic greu să... Sunt cazuri în Canada, sunt în Japonia, sunt în toată Europa, sunt în România. Astăzi, acea fetiță de 5 ani a fost transplantată. Bine, ea avea și o altă... Da, e o ciudățenie că sunt distanțe mari, că s-a răspândit pe distanțe mari și că a apărut... Virusii care provoacă în mod obișnuit această boală nu au fost identificați. Și atunci, care este cauza? Da. Asta e problema. Păi, chiar dacă aici e eterna problemă a administrațiilor publice. Fie că vorbim de cele din România, din Canada, din Japonia, au tendința de a băga capul în pământ. Când apare o problemă,
în loc să o comunice, să ne spună, mai oameni buni, a apărut problema asta, nu știm despre ce e vorba. Cred că în Japonia sunt mai transparenți ca noi. Nu e vorba numai de transparență, e vorba de prevenție. În momentul în care le spui oamenilor că a apărut ceva, noi nu avem pretenția că ei să știe din secunda zero despre ce e vorba, care e tratamentul, cum să o apuce, dar să comunice, nu să o evite. Să ne spună cum să avem grijă, cum să putem evita, măcar, chiar dacă sunt niște măsuri, să spunem, absurde în primă fază. Da, mă rog, dar să tem și să nu să pară că instaleze panică. Dar nu e vorba de panică, e vorba de a fi implicat și de a controla subiectul. Aduceți-vă aminte la COVID, că în primă fază a fost un balamuc generalizat. Și dacă poporul ăsta, pulit și înjurat de toată lumea, n-ar fi, eu cred că a fost un exemplu de civilizație și europenism exemplar. Două luni de zile, românii noștri care sunt răzvrătiți, neserioși, au stat în casă, domnule. Au stat în casă că au înțeles că e groasă. Statul român le-a spus, stați în casă, și românii au ascultat. De se poate. Da, mai sunt și alte speculații legate de această hepatită misterioasă. Mulți susțin, aici suntem deja în zona conspirațiilor, că are legătură, bineînțeles, cu vaccinurile anticovid, deși la acești copii atât de mici nici nu s-a pus problema măcar de vaccinare. Sunt și cazuri de copii mai mari, 10-15 ani, dar cel puțin în cazul despre care vorbeam mai devreme, la fetița de 5 ani, nici se pune problema, n-a fost. Dar așa sunt oamenii, le place să discute despre conspirații. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem să discutăm și despre turismul din România, domnilor și domnilor, pentru că mâine, 1 mai, deja e aglomerație mare la malul mării, sunt oameni foarte mulți și la munte. Să vedem cum deschide România acest sezon turistic, care este starea stațiunilor și mai ales cât ne vor costa pe noi vacanțele anul acesta.